Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Sims 4. Haideți să ne jucăm și în acest episod. În primul episod v-am jucat cu familia Dinastii. Deci tot timpul mă duc aici, am mai făcut o biserică, un cimitir, am să vă arăt aici într-un videoclip exact ce am făcut. Sau haideți să intrăm. Da, nu, haideți, lăsați că o să intrăm cu familia și am să vă arăt direct despre ce e vorba. Așa că hai să mergem. În episodul trecut am mărit suprafața casei pentru că era și timpul să facem câteva mini schimbări. Iar acum putem să dăm și age up la cei doi gemeni. Dar vom vedea mai multe în episodul ce urmează. Deci cei care vreți să vorbiți cu mine pe Skype, mă găsiți cu ID-ul Life of Sims. Am aceeași poză care o am și la canalul de YouTube. Și acolo puteți vorbi cu mine. Haideți, băi. Deci acum trebuie să mă acomodez cu chestia asta cu încă un etaj. Și hai să mergem la copii, să le dăm și la ăștia. Unde naiba eram? Age up. Și age up. Hai. O fată și un băiat. Și să-l punem pe ăsta. Așa. Bookworm. Și aici, boom. Și mai putem să punem Music Lover. Ok. Gata, crezi curăța amândoi. Put in inventory. Și acum ăsta o să lăsăm aici în cameră, că nu se știe niciodată, poate mai vine vreun copil. Dar acum o să trebuiască să le facem camera la copii aici lângă. Așa că vom renova din nou. Să schimbăm camera asta și o să doarmă fiecare sus din ceilalți. Ok, asta le putem lăsa aici. Dar hai să schimbăm pe jos aici ce punem. Nu-mi place nimic, nimic. Bine, aș putea să las asta și să schimb decât culoarea la cameră. Și să facem ceva gen... Ia stai. Sau așa direct. Hai, te așa arată mai frumos. Așa. Paturi, astea ar trebui și trebuie să punem unul la băiat. Aici și unul la fetiță. Ok. Asta ar trebui să-l punem alb să nu fie ceartă între ei. Și aici pe măsuță le punem, cred, era unul de ăsta mai așa, mai de copii, uite ăsta. Tadam! Așa. Șifonier, șifonier, ăsta ar fi pentru ei. Tac. Și hai să le punem și un covor așa aici. Așa. Sau ar trebui, nu, uite așa. Sau nu, facem în felul următor, așa. Și asta la altul albastru o punem invers, lângă. Și acum putem să le punem și ceva jucării, nu? Boom. 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 Și astea. A, trebuie să le punem câteva jucării, că, na, așa e frumos, nu? Și asta de jucării îl punem în partea asta aici.
birouri cred că, da, normal ar fi trebuit să le fi pus. Ia stai să vedem jos, dar îi lăsăm jos acolo să-și facă temele și chestii de genul acesta. Dar numai că i-aș pune și un ursache de ăsta, dar ca să-l pun trebuie să dăm floarea asta de aici, asta e. Băi. Uite așa. Acum să zic că ar fi ok. Gata. Deci s-au trezit direct cu foame. Bum. Și mătăruță la fel, la prima oară cu borșul ăsta aici. Ăștia sper că... Sper. Sper că și-au făcut temele. 3 și scrie aici. Norodule. Și asta mică la fel trebuie să o pune să mănânce și ea ceva. Ia să-i vedem. Sunt drăguți copiii. Așa stați cu... la masă cu taică-ta. Așa, cineva îmi spunea mie că odată cu apariția la expansiunea Gator, că, de exemplu, Misty nu va prinde acea expansiune. Asta este, practic, așa putem să ne gândim și când va apărea Season, sau cum să o numim, acela panotimpuri, că nu prinde Misty. Deci, prind copiilor. Adică n-are nicio chestie. Ate ce să îmbrăcești? Să aici. Soro, ia du-te de fă treburile pe la toaletă. Ia, poate nu mai mănânc. Asta, Lucy, ar trebui totuși să o tri. Cred că, da. Și ăștia au și școală în 6 ore. Bă, treci mă și scrie. Acum te duci și tu afară ca să nu vă văd eu aici ce faceți. Așa. Cum asta părinții cu ei? Și o să facem în felul următor, o să le dăm. Sper că ți-ai luat caiet. Așa. După aia pune și pe ăsta la masă. Deci o să vedem cum îi dăm lui Oscar și lui Richard cât o cameră de aici. Dar bine, asta Misty când nu o mai fi, o să mai dăm aici încă o cameră. Acum chiar avem camere destule. Chestia e că și ăștia o să crească acum și o să vină la rândul lor să-și facă și copii și tot așa. Și nu-ți convine. Ce mizerie, ce e aici de nou? De nu-ți convine. Op, se apropie și sfârșitul lui Mystic de curând. Cred că mai prinde vreo două episoade, trei. Băi, ia temele, măcar... Așa, hai că le-a scris de data asta. Și băieții mai au ceva până cresc, așa că nu ne facem probleme. Băi, asta, ca să înțelegi și tu, nu e pătuțul tău, pătuțul tău ăsta e.
asta mică și e somn, așa că trece aici. Ca să vă învățați fiecare unde vă sunt locurile. Ia treci și tu la toaletă. Și de foame. Ar trebui să-i dăm și ceva de mâncat. Este să deschidem asta, să-l aruncăm. Să punem pe asta să mai gătească ceva. Sim City Cheesecake. Culme. Hai scoate repede până vine asta la... Opa. Mă doare capul pe asta. Și e fan, bă, că până acum aveai timp ce naiba, că și-a luat de mult ai mâncat. Preparatul de făcut. Doamne ferește. Deci stai că acum am mutat. Hai să iau asta, camera asta de aici. Și asta... Îl luă și pe el foamea și toaleta. După ce mănânci, o să faci treburile și dacă mai apuse, te pui și tu în pat. Dar până ajunge aici sus, mai e de așteptat. Așa. La asta, la ce crește skill aici, oare? Apare un skill, dar nu știu la ce. Băi, hai, lasă că eu te și tu trebuie să te mai duci și tu pe la toaletă. Și ar trebui să te pui și la masă. Așa. Și așa liniște aici, dar nu vorbește nimeni. Fiecare cu tre... Ah, hai că să băgare în seamă. Și se pare că în seara asta n-a venit. Ia, uite-te, băi. Bă, dar tu nu ți-ai luat, mă, temele. Și după aia nu le găsim. Ne mai găseam temele. Of, 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 ce greu e cu ăștia când nu te ascultă. Dar pune-te, domne, și tu la masă. Asta că trebuie să facă din nou verde. Într-un timp nu știam ce ne bare, mă, dar nu să... Nu și revine, dar vedeți, acum e roșu până... Ia zic să treci și tu la somn. Iar asta n-a vrut să se așeze jos. Treptat, dacă vrea să mănânci, să mănânci din picioare, o iei și o speli pe asta tu. Și după aia te bagi la somn și tu. Hai că la 6 dimineața voi vă băgați la somn. Așa, Misty... Ia să vedem noi. Ea se duce la muncă în 7 ore. Și hai să o trimitem și pe ea la somn. Să doarmă și ea puțin. Dar trebuie să avem grijă, că pe ăștia trebuie să-i trezim. Și aici trebuie să facem auto la all. Așa. Oricum pe ăștia mici, pe ăștia mici ar trebui... A, dar asta e că ei oricum nu se duc la școală. Decât ăștia doi se duc la școală. Care e asta așa? Aș putea să-i las să doarmă până la sfârșit. Hmm.
Dar să vedem totuși ce vom face. Deci acum toată lumea liniștită, doarme. Hai să le dăm puțin mai repede. 4, 5, 8. Și Mătăluță, te trezești, te duci la școală amândoi. Frumos. Misty, o mai lăsăm. Mai lăsăm. Așa, și ăștia mici mai lăsăm până la 10. Îi lăsăm să stea 3 și după aia gata. Îi trezim și pe ei. Voi sper că v-ați luat temele cu voi. Să n-aveți iară vreo surpriză. Pa, pa. Nu vă chinși. Da, eu știu că ai vrea tu în vacanță. Nu zic că n-ai vrea. Dar momentan nu mergem în vacanță. Mai stăm puțin acasă. După care veți merge și în vacanță. 10. Băi, gata, copiii se trezesc. Trezia. La toaletă și după care la masă. La fel și tu. Te duci prima oară la toaletă și după care te duci la masă. Și ăștia cât îi mai lăsăm să doarmă, da. Ah, gata, hai trezire. Coboară și tu jos. La fel și tu. Ia să vedem. Aha. Du-te și prăjește puțin aici la mormântul lui Socrăto. E așa cum ar fi tare nici asta să nu se poată să șadă. E exact ce v-am zis, da. A, deci nu mai era nimic în aia, să înțeleg. Așa, pe de asta să... Asta e să-l și golim dacă tot... Ce naiba, cred că i-am dat la asta farfurie. Sau părea... Ba da, cred că am aruncat-o. Aș fi ținut-o degeaba. Deci cam... Ia să vedem noi cât este Friday. O să-i trimitem, cred. Într-o vacanță. Dar peste puțin timp. E momentul să se ducă și ei undeva într-o vacanță. Eu zic prima oară să vii la toaletă, să faci un duș frumos, că și așa ești tensionat că vrei în excursie. Așa. Și ui, veni și tu la dans. Asta pleacă într-o oră la muncă. Așa. Vezi, Mata vorbește singura, uite. Așa. Umba. Și asta e gata. Trebuie și mănâncă că... v-a luat îmbrățișat acum. Dar este să punem noi pe să-ți facă o cafea aici. N-am folosit și noi aparatele astea mai deloc. Ce se distrează asta aici? Uite-te cine a sunat. L-a sunat ăla.
Ce naiba tot sună la pe toată lumea sună? Opa, într-o oră pleacă și Lucy la muncă. Dar ajunge, îi lasă așa că nu-i problemă. Go to work. Să punem pe asta mică să se joace cu asta aici. Play. Că asta se duce în sus. Change. Așa. Și acum. Dar ce ori vorbi asta de ce naiba o fi sunat, eu nu pot să-mi dau seama. Asta pe care și-a skill-urile, dar dacă i-aș da work hard ar fi mai rău pentru că ar trebui să... Ia uite aici încă un tablou terminat. Ar fi mai rău pentru că ar veni mult mai obosită, deci n-ar fi ok. Plus că acum asta trebuie să plece și la muncă. Băi, dar eu nu înțeleg ce n-ai mai dat costumul ăsta pe aia, deci uitați-vă și voi cum este costumul ăsta pe aia. Boom. S-a făcut pierdută. Ia și asta. Uite că acum am învățat să-și facă, uite să bea cafea. Nu-i vrea și tu, mă, puțină cafea? Ce cere? Big for new toys. Oho, două. Asta la aruncăm. Da, ei bine, aici o să încheiem episodul. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu pentru mai multe episoade cu această serie. Urmează și, bineînțeles, să plece într-o excursie cât de curând, toată familia. Așa că, până data viitoare, toate cele bune, ciao!